Hei, salutare dragilor și bine v-am regăsit! Astăzi o să vă arăt cum fac eu ciorba de văcuță și o să fac o ciorbă de văcuță țărănească acrită cu zeamă de varză. Da, ați auzit bine, cu zeamă de varză. Pentru această ciorbă eu folosesc carne din piept de văcuță pentru că este puțin mai grasă și mi se pare că dă o aromă, un gust mult mai bun, dar voi folosi și rasol. Rasolul pe care îl mai folosesc și la ciorba de burtă. Tai cubulețe mai măricele, așa cam de 3-4 cm. Rasolul nu las carnea pe os, îl dezosez și pe acesta. Carnea separat, osul separat, neapărat punem și osul la fier pentru că osul dă un gust deosebit și e păcat să nu-l punem. Vă las în descriere și ingredientele, vă fac un mic rezumat. Folosim 0,5 kg piept de vită, cam 200 de grame acele rasolul de vită, 4-5 bucăți de cartofi, 2 cepe, un ardei capia sau gras, depinde 1 sau 2, depinde cât de mari sunt. Morcov 2 bucăți, folosim țelină, păstârnac, roșii conservate de la bunica, suc de ardei sau bulion de ardei, o lingură, tot de la bunica avem, și suc de roșii conservat, tot de la bunica. Ăsta putem să punem mai multe linguri. Zeamă de varză, leuștean, fasole verde, mazăre și sare după gust. Punem carnea la fiert și ce trebuie să facem? Trebuie să spumăm din când în când pentru că se va forma spuma. Dăm la foc mic, lăsăm să se strângă spuma, apoi cu o paletă o luăm așa ușor frumos de la suprafață și o îndepărtăm. Între timp, ce facem? Luăm legumele și începem să tocăm. Asta este partea cea mai dificilă la această ciorbă, pentru că mie îmi place ca toate legumele să le toc cu bulețe, cu bulețe, cu bulețe. Așa că luăm păstârnacul, începem să tocăm, la fel facem și cu pătrunjelul, la fel facem și cu țelina, la fel facem și cu ardeiul și la fel facem și cu morcovii. Deci asta e cea mai grea operațiune, aveți mare grijă ca să nu vă tăiați, le faceți cu bulețe, voi puteți să le tocați cum vreți voi. Eu la ciorba de văcuță așa îmi place să le fac și nu le călesc. Când fac ciorbă de văcuțe, le tai cu bulețe și așa le adaug la fiert. Bineînțeles că ciorba o fac la foc moderat spre mic, nu ne grăbim, ce facem la foc mic iese gustos. Bineînțeles că folosesc din nou secretele bunicii, în care folosesc bulionul de ardei, folosesc roșiile conservate la bel mare de ea, unde roșia are gustul aproape autentic ca cel ca atunci când o culegi, pentru că ea le pune la conservat doar cu o mică linguriță de sare, deci nici măcar nu sunt saramură, le fierbe 20 de minute la belmaren și se păstrează 2-3 ani de zile. Sunt niște roșii extraordinar de bune, vă recomand să faceți, o să îmi mulțumiți. Toc și ardeiul tot cu bulețe și legumele mele sunt tocate aproape în totalitate, rămâne să mă ocup de ceapă. E, la ceapă se schimbă puțin, ceapa o tocăm mărunt, dar atenție să nu vă tăiați. Ceapa este puțin mai dificilă de tocat ca celelalte legume. Eu folosesc un cuțit bine ascuțit, că dacă nu ai scule, nu te apuci de treabă. După ce voi termina de tocat toate legumele, le pun pe toate la un loc și tot așa o să le adaug la ciorbă. Mă apuc și de cartofi. Cartofii îi tocați cu bulețe, un pic mai mari, nu îi faceți chiar foarte mici, mie nu-mi place să-i fac chiar mici, îi fac, depinde de mărimea cartofului, tai de obicei cartoful în două și după aceea îl fac în 4. Îmi place să văd cartoful în ciorba de văcuță. Dacă ar fi după mine, cred că l-aș pune doar în jumătate. Într-o crăticioară separat, pune zeama de varză, vedeți ce zeamă frumoasă de varză am așa, rozalie, și ce-i punem? Îi punem niște leuștean. Leușteanul va amplifica gustul pe care îl are zeama de varză și va avea o
savoare deosebită. Vă recomand să puneți leuștean când fierbeți zeama de varză. O fierbeți separat, eu am învățat de la bunica că trebuie să o fierbem separat. Eu mai făceam și eu înainte mâncare și o puneam direct. Dar nu, o fierbem separat și după aceea o adăugăm. Facem acest lucru când carnea noastră este aproape fiartă. Atenție la carnea de vită, că poate să fiarbă destul de greu. Acum depinde cât de bătrân sau cât de tânăr a fost animalul din care provine carnea. Apoi luăm toate legumele, uitați ce de legume aici generoase am, și le adaug în ciorbă pentru a fierbe. Luați o lingură și mestecați frumos. Eu n-am mai găsit lingura de lemn, mi-a fost la îndemână asta de inox, așa că nu mă criticați de data asta că n-am mai folosit lingura de lemn. Bineînțeles că trebuie să adăugăm și sare. Atenție la cât puneți, pentru că zeama de varză este sărată și nu vă hazardați atunci când puneți sare, gustați să nu vă treziți că este ciorba prea sărată. După ce mai amestecăm și o mai lăsăm să fiarbă, începem să-i mai punem ingredientele minune. Roșiile conservate de la bunica. Uitați ce culoare frumoasă și ce bine s-au păstrat. Roșiile astea sunt decojite. Se pun 5 grame de sare și o legătură de leuștean. Se pune capacul, se fierb 20 de minute și așa se conservă. Am roșii dintre astea și de 2 ani de zile, așa că nu vă faceți griji dacă sunt bine capsate borcanele, țin foarte mult. O lingură generoasă de bulion de ardei va da culoare ciorbei. După cum vedeți, ea deja a prins un pic de culoare de la roșiile bunicii și punem acum și roșii dintre astea făcute special de bunica pentru ciorbă, cu roșii, cu ardei, cu morcov, cu țelină, sunt deosebite. Îți vine să le mănânci cu lingura efectiv înainte de a le pune la ciorbă. Eu am pus 6 sau 7 linguri și o să dea o culoare frumos roșiatică. Îi lipsește puțină culoare acestei ciorbe și vom veni să punem cartofii. Cartofii am ales să-i punem mai târziu, după ce legumele noastre au început să fiarbă. Eu îi adaug așa ușor cu o paletă ca să nu mă trezesc, mă opăresc cu ciorba. Și după ce am pus și am terminat și cu cartofii, urmează să mai punem și celelalte legume care vor completa această ciorbă minunată. Mie îmi place deja cum arată de pe acum, însă cu adevărat va prinde culoare după ce vom pune mazărea. Mazărea este ingredientul care va da culoare și nu numai mazărea. Pe lângă mazăre, eu mai pun și fasole verde. Ciorba de văcuță fără fasole verde nu există. Eu nu pot, dacă nu pun și fasole verde, pentru mine nu este ciorbă de văcuță. Și țărănească, pentru că are multe legume, e plină de legume. Eu aș fi pus și niște foi de varză, dar acelea le păstrez pentru ciorba de cartofi. O să fac și o ciorbă de cartofi. Acum facem ciorbă de văcuță țărănească cu zeamă de varză. Mai lăsăm puțin să fiarbă până când toate legumele noastre sunt fierte și până când toate aromele se întrepătrund. Apoi oprim totul, dăm jos de pe aragaz oala și ne apucăm de treabă. Adică ne punem o porție generoasă de ciorbă. Dacă vreți, puteți să o serviți cu smântână, ardei iute obligatoriu. Ardei iute este foarte bun la ciorbă, mie îmi place foarte mult și îl recomand. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă rog să o încercați. Este simplă, este foarte gustoasă, ciorbă de văcuță țărănească cu zeamă de varză. Vă recomand să folosiți ingredientele pe care eu le-am făcut, pentru că garantat iese foarte bună. Dacă nu iese bună, atunci mă sunați și vă invit la mine
și vă dau eu o porție de ciorbă dintre asta de văcuță. Cartofii au ieșit minunat, îmi place că nu s-au zobit, contează foarte mult când îi puneți în ciorbă, dacă îi puneți prea devreme s-ar putea să se zobească și mie îmi place să-i văd așa mari, frumoși, întregi în ciorba de văcuță. O lingură așa generoasă de smântână, mai când vine să vă invit pe toți că am destulă ciorbiță. Dacă v-a plăcut acest clip, puteți să-mi dați un like, un comentariu, să vă abonați, să distribuiți sau ce butoane mai găsiți voi pe acolo. Vă pup!